6 sirieni au fost depistați trecând ilegal frontiera peste apele Dunării cu ajutorul unei bărci. Polițiștii de frontieră din Robeta Turnu-Severin i-au observat cu ajutorul unei aparaturi de vedere pe timp de noapte. Toți cei 6 cetățeni străini erau bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu-Severin au depistat 6 cetățeni sirieni care au încercat să intre ilegal în țară traversând fluviul Dunărea. Aceștia au declarat că au trecut frontiera din Serbia în România cu o barcă, iar pe teritoriul statului vecin au fost ajutați de către un cetățean străin. Persoanele au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu-Severin au observat cu ajutorul aparatului de vedere pe timp de noapte o embarcație care a intrat în apele teritoriale românești, după care s-a întors. Imediat, polițiștii de frontieră au declanșat o acțiune specifică pe linia combaterii migrației ilegale în zona de competență, în urma căreia au depistat și reținut la malul românesc al Dunării, pe direcția localității Ostrovul Corbului, 6 cetățeni străini, toți bărbați. Persoanele au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetări, unde li s-au făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical sosit la fața locului. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că sunt cetățeni din Siria, cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduroasă a frontierei de stat.